că o să vină tine. Ok. Peste de uși ei. Spatele, scaun și... Da, stau așa, da. Așa. Ce căutați pe aici? Știți că este... Hai că vin unde trebuie să vin. Fii atent, vin la treptul la casa aia abandonată. Hai, hai cum mai vin. Vă să așteptați aici în liniște dumneavoastră, pentru că deocamdată... are cineva să vă spune niște salutări. Ați chemat un hitman? Da, 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 a chemat-i pe drum. Bun, bun. Cred că și a ajuns, dacă nu mă înșel. Da, așa a ajuns, gata. Ajuns și imediat? Ok. Este, dacă poate să ne ajute să-l identific. Mai vorbi cu el. Ok. Nu tu, Ștefan. Ăsta vrea să folosesc buta aia de acolo, colegul. Taci din gură, vine un coa. Nu mai vorbi cu el, dă-l dracu. Stai pe loc. Mamă, stai că îmi pleacă ochii. Toți morți sunt, e așa. Ați transpirat, domnule. Bă, 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 coaie. E cal, bă. Adul apare să tacă din gură. Ia zi, tata, ai găsit ceva lângă el? Las-mi iau tata. Am înțeles. Poftim? Și ia tableta, domnul. Așa, hai, aduceți-vă, vă rog, toate. Așa, așa. Așa, Ștefan, ăsta e. Băi, a stăcut din gura aici, voi nu deschideți, asistați, sunteți în caz de pericol. Exact. Ai înțeles? Aveți grade mai mari, v-ați menținut gura, țineți o armă, intimidare, aia faceți voi aici. Cine e ăla de vine? Cine e mașina aia? Intrați toți înăuntru. Cu respect, ce faceți, domnule? Bună ziua, vă salut. Mă recunoașteți? Nu. Nici după voce? Nu. Nu ți-mi minte când ai vrut să mă bași pe viață? Când ai vrut să-mi vezi vamusul? Nu. Mi-a vocea ta îmi pare cunoscută. Parcă mi-te aduc aminte din secție. Nu, nu, nu. Cum să te confund? Crezi că aș uita vreodată pe cineva care vrea să mă lege pe viață? Am mai avut și un accident de mașină? Ați încercat și atunci? Mai țineți minte? Nu vă cunosc, domnule. Nu mă cunoaște. Poate nu simte el că îi trag ăsta permisul de mașină, nu știu. Trage bine de el. Trage că nu pot să-i dau foc la el așa. Așa. Sper că camera aia e pornită, da? Da, da, e pornită. Da, da, e pornită, e pornită. Bun. Stai lângă ea ca să se oprește. Da, de domnul, ia fii atent, hai ca să te întreb altfel. De domnul Braga ai auzit? Nu. N-ai auzit nici de domnul Braga, e? Da, am intenție. Așa, am găsit, auzit? Am găsit că îl cheamă Waldemar Helmut,
Vă de genul. Așa. CNP-ul acolo pe permis crea 5394. Și așa, așa. Găsesc și în bază de date la mine. Cu ce se ocupă? Ce îți scrie acolo că este domnul? Nu știu. Dar mea să verific, să verific și a doua parte. Verifică-l acolo. Ia-mi-o, băiatul, ia-mi-o. Cu respect! Salut, Ștefane! Tu să iasem. Înțeles. Știu, tata. Ce s-a întâmplat? Păi, uite, l-am găsit pe domnul, mi-am pare cunoscut din voce, mi se pare a fi un polițai care a vrut să mă lege. Și văd că... face pe nebun. Cine ți l-a adus aici? Băieții mei l-au prins. Da. Ok. Doar pe voi v-am chemat mai mult să mă ajutați să-l identific. Da. Băi, în bază dat că e ceva, polițai mi-arat. Oh, spune șefule, acum ți-aduce aminte de mine? Nu mi-aduc aminte de noastră, mă scuzați. Nici de domnul Braga, care e dat în urmărire generală, tu, ca polițai, n-ai auzit de el. Ce Braga? Șefule, vezi că de ei la bișto coaie, o bui dat, bă, de frații domnul. Spider? De frații Spider ai auzit? Nu știu cine sunt domnul. Nici de aia. Lucrezi de poliția aia degeaba? Ce ești acolo, poliție? Grijitor? Ștergi pădele? Ce faci? Ia să vă ceam în serviciu. Cred că și-a aruncat-o până mașină. Nu, e trebuie eu să cred că și-a băgat-o pur, ca autobir acolo. Eu sunt intrat pe la ei și au codurile poliției de soare. Da. Eu că aveam mașină pe undeva, dar trebuie să eu găsesc eu mașină. Voi ați văzut-o? Avea la gât ceva? Nu, cât... nu. Mașina cred că a lăsat-o pe acolo nebunul. O ai prima mașină, șefule? Nu știu, nu, n-am. Bun, hai că încep să mă enervez și-ți bag cu la răniții și rația ta. Ce grad ai poliție? Rapid. Domnul, te-a găsit? Te-a găsit bagajat? Bea, ai zi rapid ce lucrezi. Ia puneți, bă, două arme pe el, că mi se pare că îl doare în pulă. E, acum zici? Cu asta la cap? Bă, te-a găsit ca fi polițist, zi de ce grad ai, mai repede. Zi, mă! Nu ne spui? Subinspector. Subinspector. Bun. Cui raportezi tu? Cine-i șeful tău? Un orchestr general. Cum îl cheabă? Pe persoană publică, trebuie să știi cum îl cheamă. Eu te-am întrebat pe tine. Cristi. Popescu? Sau care Cristi? Zi, coaie, care Cristi? Eu îi spun domnul Tablă. Domnul Tablă, bun. Zic cum îl cheamă pe domnul Tablă. Așa e, strig eu, domnul Tablă, așa strig eu. Bun, și tu nu știi numele lui oficial? Nu știi cum îl cheamă pe el? Îi spun tu să trăiți domnul Chestor. Când suntem împreună. Bun, cum îl cheamă, presupun că îi semnează. Nu, ți-am spus Cristi, așa. Ai coaie, n-ai văzut acolo pe niciun document cum se semnează, cum rasa mânt, ești, mergi pe acolo cu ochii chiși și ai dupuri în urechi. N-am de unde să știu, domnul, n-am de unde. Eu am impresia că știi foarte bine și că vă miți. Pentru că lucrai foarte bine cu domnul Chestor când m-ați luat. Abia așteptați, abia așteptați amândoi. Hai că zic eu cum îl cheamă. Vrei? Spune-mi, șeful. Nu știu. Stai, stai așa să-i caut, să-i caut buletinul aici. Așa, bine că e teapă. Stai să-i taci unde-și, deci. Stai unde-și, că văd că n-are treabă. Pistolul la cap. Cum puresc asta, de ce să mă... Să spuneți cum îl cheamă, nu? Că văd că nu vă amintiți. Dacă domnul știe mai bine ca mine, eu îi zic domnul Tablă. Nu știu cum îl cheamă. Tablă. Tablă să fie. Nu prea e... Nu prea îl doare. Hai că zic eu. Îl cheamă domnul Cristian Vasilescu, greșesc? Nu greșesc. Aoleu, nu... Și de ce ți-era? Nu puteam să vorbim dinainte? Nu știu cum îl cheamă. Păi și cum, atunci cum mă spui dacă e corect? E așa, vă strigau aia prin data, de unde să-mi aduc eu aminte, domnul, știu cum... Bă, șefule, am și eu șeful meu și știu cum îl cheamă. Vrei să scap cu viața de aici sau vrei să te grop? Cum vrei să faci? Îmi explică, ca să știi bună și bună. Ca să nu-i mai chinuim, zic, oi, mă doar în pulă din viața mea, omorâți-mă. Sau vreau să scap, întrebați-mă ce vreți să știți. Ai două variante, pastila albastră sau pastila roșie, alegi.
cum vă numiți? Aaaa, păi da, ce rost are, dacă tu nu ți-mi minte cum îl cheamă șeful, ce rost are să zic numele meu? O, ești de la mână până la gură. Trebuie să-ți aduc eu aminte. Pentru tine, uite, zi-mi șeful. Da, șefule, să trăiești șeful. Domnul șeful, m-a auzit. Te aud. N-ar nimic, auzit. Am văzut, bineînțeles că mă doare, nu mai pot, puțin leșin. Deci, am văzut fața. La 3 inci de aici, deci în viață nu mai scap de aici, este o lastră. Nu, este adevărat. Da, îți, dăm doi, îți dăm doi niște pastile pisate de uiți ce-ai făcut aseară. Da, mă răstignește ăsta, am bătut un cui în ăsta, în plămânul drept, aia am puțin mor. Șefule, stai liniștit că uite, ia, bandajați-l unul, dați-i o injecție. Bandajați-l un pic, nu-l lăsați să se ducă. Interesul meu n-ar fi ca tu să mori. Dar dacă continui maniera asta în care nu știi nimic și nu ești de folos, te voi omorâ. Dar dacă tu vei fi de folos, te să, pot să te fac om, te fac cel mai bogat om din orașul ăsta. Bineînțeles, după mine. Dar ce ai nevoie? N-ai nevoie de nimic? Dar de viață ai nevoie? Ziua de mâine ți-o dorești? Pe mine am trăit zilele, domnul șef. A, ge, tu ești împăcat cu tine, poți să mori, poți să te duci, da? A, familie nu se gândește. Am fără vreo 4 oameni, vă rog. Familie ai? Nu, n-am familie. Plăcere. Dai familie. Am un frate vitreg de medicină, da. Ai un frate vitreg? Cum îl cheamă, ia zic. Da, și că a murit? Eu îi zic, da, și cum o cheamă? Vespucci. Uite și cum îl cheamă pe frate. Cum îl cheamă pe frate tu? Vespucci. Și cu ce se ocupă? Droguri cu din asta. Cum adică, bă, tu ești gabor și frate, vi trebuie să se ocupă cu droguri? Mai pun calcul pe față, ca să... Deci să înțelegem că ești un polițai corupt? Sau ce vrei tu să descurci? A? Nu sunt corupt. Păi, păi și de ce frate tu vitreg el libertate dacă tu știi despre el că face droguri? Că pe mine, când ai auzit că fac droguri, ai venit să mă bași pe viață. Nu știu cum cine sunteți în primul rând, nu mi-aduc aminte să știți. Hai că o să încerc să-ți dau niște detalii. Ai încercat să mă iei de la o croitorie cu ceva timp. M-ați dus până în secție. Mi-ați văzut un vamos și după care m-ați întors să percheziționăm acel vamos, dacă ți-aduce aminte. Dacă îmi poți reaminti cine te o, te rog. Ah, da, bineînțeles, 183. Acum ți-aduce aminte? Din păcate. Îți aduci, nu? Da, ce să minte. Am înțeles. Și s-a întâmplat cum ți-a spus? De domnul Braga ți-aducea cu aminte? Știi cine este? Îl urmăriți sau nu-l urmăriți pe domnul Braga? Nu-l mai urmărim. Nu-l mai urmăriți. Nu înțeles. Ideea este felul următor. Pentru faptul că m-ai hărțuit și pe mine și familia mea, ai înțeles, și familia prietenului meu Braga, tu vei muri astăzi. Singura ta șansă de scăpare este să-mi dai informații despre domnul Chestor. Informații valoroase, gen familia lui, nevastă sa, dacă are copii, unde stă? Nu dețin astfel de informații. Bun, ce informații folositoare? Dumneavoastră nicio informație relevantă. Cred că sunt în măsură să judec eu dacă sunt relevante pentru mine sau nu. Vă spun eu sincer, domnule. Bine, hai să facem altfel. Dar nu-l doare, mă? Unde, vreau să știu unde și în ce secție de poliție țineți bazele de date. Toate dosarele, toate dovezele. Gata, lăsați-l un pic, mai bandajați-l, mai un alta, că nu trebuie să-l pierd. Hai că de la două cuie n-ai cum să mori. Au rezistat alții mai multe în istorie, dacă știi.
numai să-i lași cuiele acolo, că dacă... Nu, pune-l înapoi, bagă cuiu, bagă-l înapoi, că curge mult sânge. Bagă-i înapoi cuiu. Gata, gata. Așa, așa, bravo, bravo. Oprește-i sângerarea. Bandajează-l pe lângă cuiu, lasă-i cuiu în mână. Așa. Pierde sânge, dar pierde foarte puțin. La cum îl văd eu, are vreo 100 de chile, trebuie să aibă ceva litri de sânge în el. Da, să-i dau și, și două palme să-l ajusesc. Gata, am lepit. Olu. Pare... Gata? Ți-ai revenit? Spune-ți. Dau niște apă ceva pe față. Stai, colegul, că ai o bere așa. Nu, nu, nu. Spune-ți, domnul șef, cu ce mai bine pot ajuta. Deci, bun, ți-am spus, unde țineți dovezile? În secție. E o singură secție, secția 69. Vorbim, nu, este secția din oraș, este secția din Paleto, este și secția din Sandy. Secția 69. Acolo ți este în toate dovezile? Așa cred eu, nu știu. E din oraș. Băi, șefule, ești, ai grad. Ce-ai zis, că ești subinspector? Sunt nimeni, da. Nu există, nimeni e un cadet. Nimeni este un cadet, tu ești cineva. Nu, nu sunt nimeni. Tu deții informații, nu? Ce informații să deții? Te-am întrebat. Dacă ești subinspector, nu? Așa ai spus că ești? Sau am reținut eu prost? Așa. Bun, subinspectorul ăsta, presupun că are niște informații. Faci mandate, adun dovezi, undeva pui dosarele alea cu poze, cu alea. Asta mă interesează. Nimic, nu am acces la astfel de informații. Eu personal, persoană nu am prietene, acces. Prietene, eu zic să nu minți, pentru că eu am fost în guvern. Nu, mă, eu știu că sunt două, este o bază de date mare în care nu are el acces. Au acces 4 persoane, aia cunosc și eu. Dar mai este o bază de date la care ai acces. Asta știu. Pune-l să se jură până. S-a... Taci mi-n vorba. S-au exclus accesele noastre ca ofițeri. Foarte bine. Atunci vreau cât mai multe detalii despre colegi de-a tăi. Cine e? Tu ești subinspector? Cine este inspector? Șefule, nu mai continua așa cum să-mi spui mie că n-ai idee cu cine lucrez, că eu lucrez, îți spun ce vrei tu despre fiecare din oamenii ăștia. Nu am informații despre colegii mei. Bine, hai, omorâți-l că vă că nu... Stai. Eu am dat un cap în gură acum. Păi un haș pe piept, colegul. Chinuiți-l mă un pic, că știe de ce... Ăsta n-are nimic, că voi ești un băi. O stai și n-are nimic. Și uruiți-l. Stați așa. Uitiți-vă să spuneți niște arme ca lumea și puteți să începeți. Eu zic să-i dau foc. Are ceva ca niște rău? Tăi și uruială. Dăm un semnal cu toții? Da. 2, Păi dați-vă la o parte de acolo, să le dăm cu benzină. A venit aici cu galanistă, cu benzină. Dă-i foc. A dispărut domnul polițist. Buletinul l-avea la el? Normal. Da. Eu l-a permis. La buletin, nu? Da. Foarte bine. L-are în buzunar, l-a băgat colegul dumneavoastră în buzunar înapoi. Cu tot foc, să-i dați foc la... L-are în buzunar, că l-a băgat colegul dumneavoastră acolo, deci ok, ia cu totul foc. I-a făcut o poză la el înainte să-i dai. Asta nu știu ce-a făcut colegii. Păi stai, bosule. Stați așa, olea, că i-ați luat, i-ați făcut vreo una poză la... Poză la buletin, trebuie să-i faceți. Gata, uite, i-a făcut colegul. Așa, bun. În 48 de ore la Parastas, să vedeți dacă se da, robotează da. Cineva, da? Da. Așa. La Parastas.
Hai, drace, că... Te-ai dus pe pulă, fraiere. Dacă vii pe aici, prin zonă, ce să facem? Asta e. Te-am prins, te-am halit. Te-a prins garda veche, bă. Te-a prins garda, bă. Aveți grijă să... Cred că mi-am scăpat și eu puțin pe papuș să nu... Da. Te duci mai în spate, mai spre ușă acolo să nu le prindă. Mă duc să las canistra, du-te, du-te. Nu trageți că vreau să vă șopu. Uite. Stați, bă, uite cum complicată să mă rog, dar... Stați, dracu. Stați, ceva la muie, garda crede că ne-a luat banii de cuie. Noi nu cumpărăm, plantăm, deci muie. Eu trag din cuie, el suflă în fluier. Muie, băi. Culoate în ochii, dau la muie. Care mi-a venit mașină? Hai, kamikazen! Mamă, dar eu v-am zis, mă, că... A plecat la o plimbare, domnul Palermo. Să mai fie în poliție. Ăla-i Palermo? Da. Da, 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 ăla era Palermo. Muistu, pulina! Muistu! Amendă! Amendă! 200 de milioane! Gata, a plecat 200 milioane pe dreapta de la ele. Ce mai și cu el? Câinii infect. Pe lângă că nu mai știe cine suntem și nu mai știe absolut nimic. Cum să mai știe? Păi, păi da, zic, plus 200 milioane, plus mai știe nimic, deja s-a dus recul. Mamă, ce rău îmi pare. Să că... Bă, dacă și acest care trebuie să iasă din poliție? Nu, 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 să schimbe tot, uite tot ce știe pe parcursul vieții și îmi schimbă buletinul, deci nu le treabă. Da, bă, hai și noi acasă. Haide, hai că eu mașina mergem acasă. Dă-i la bărău. Bă, noi mergem acasă. Mi-a țăcut cu viața, bravo, mulțumesc mult. Cu mare drag. Cu mare drag, Ștefane, nicio problemă. Ce mai facem de-astea. Ce ca Palermo. Ce ca Palermo, da. Prins cu... Am prins cu ăștia ei. Prins așa la am prins pe Sandy, într-un G. Haide, ei mei. Haide, tata. Opriți muzica și aia acasă să... ceva, că... Da, am prins băgam ea și pula în noroc cu Messi. Care va pe Sandy? Noi plecăm, că de-abia am venit. Abia am venit. Noi de-abia am plecat, pardon, după frumusețe acolo. Doamne, ce bine îmi pare. L-am prins, mă, în sfârșit, mă. Mamă, deci... Satisfacție mai mare. Cine-i cu aia ăla de acolo? Din stânga. Mai vorbim un pic scuță, că te auzi de... Oh, scuze. Cine era de acolo? Să mă duc să iau mașina pe aia, că l-am văzut cum ți-am dat mașina. A făcut tichet, a făcut tichet. Da, 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 mă stă, am văzut, gata. Dă-l drag. Piși pe... Ah, băi, știi pe cine vreau să... Mă, dacă... Băi, să sigur e drumul bun, mă? Da, mă, da... Așa, că nu mai știam sigur. Că știu că am luat o dată pe lângă. Pe alt drum. Băi, vă puneam și vreau să prind în momentul de față. Câinele de Ricci, pe, și pe câinele Zahăr. Cu Bogdan, cu Faraonul, cu Zahăr. Da, da, da. Da, 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 stai pe ușor, ușor. Unul l-am prins. Nu s-a așteptat câinele. Nu s-a așteptat. L-am auzit că a vorbit gata cu el, mi-a dat Palermo. Hai, Bogdan, ești la mort. Mamă, deci singur, nu știam că-i Palermo. Bă, jefuim, bă, hai zic că ne dă bani, ne dă, lasă-mă că te luăm, zici, lasă că te luăm. M-am gândit, zic, bă, să luăm pe sus ca lumea, zic, să... Da, facem de bani la copiilor. De PG. Ce Power Game. Pentru ce? Pentru jentură? Da, atât, am dat. A, aia, cu ăla mea. Dar tu skinii ți-ai, a, bine, nu ți-ai foarte multe. Dacă și ea. Nu știu cu aia. Ăla era Hitman. Era Hitman. Cred că a, era da? Răzvan. S-ar putea. Nu, militarul a venit după. Da. Nu a venit după, a era la închiloți. Da. Nu știu cine era, ori Răzvan, ori Derek. Dar mai cred că Răzvan a fost. Nu, Derek n-a fost. Da, Răzvan no, și mai probabil. Da, bă, l-am prins, am... Mai contează, s-a dus rea cu un polițai, mai avem încă... Da, 20.
plătească, arză iar focul pe mațe, cum zicea mamaie. Arză iar focul, să iarză de câini. Ca șobolanii să ardă toți, le-aș da foc la seții dacă aș putea. Să-i... Ah, să-i fac... Trebuie să-i fac, băga mea și pula norocul lor. Dracii de dracu. Până când o viață amară. Păi da. Da, mai dă-i slobozi. Numai câinii să ne prinde pe noi. Prinde și noi câinii. Cum zicea o dată. Doamne, când ne prinde noi iardem, bă, nu ca ei. Când, de când ți-a dat oaia la lumă, de când să dă oaia la lumă. Cum așa a fost asta. Bravo. Dar ce pula mea? Bă, l-am prins. La urmăream eu, eram eu la volan, urmăream și ăștia țipau la mine, după el. Da, să nu ne înceară vreo filmare și să nu vă audă când a zis Palermo și de asta. Nu, n-a zis nimeni niciun nume deloc, tot rău, n-a zis nimeni niciun nume. Da, mi-a zis că amicazie pe căscuță. La mine oricum nu se aude, nu se aude la mine, ok. La mine nu se aude oricum. Bun, o arăs filmarea ta, ai filmare, Danghel? Da, dar sunt live pe YouTube eu. Ce? Pe ce e, cum te cheamă? Am canalul meu normal, gen de uita pe el. Cum te cheamă, că nu știu. Nici unul, stai ca să văd. Că nu, nu am... Nu se uită lumea pe el, eu îl țin că nu vreau să filmez, să nu ocup spațiu în PC. Și simt filmarea live mereu și mai intră lumea pe acolo. Am avut într-o zi 15 oameni, dar nu știu cine sunt. De ce nu te promovezi un pic? Stai că vă dau link-ul pe general, pe Handle Lay, să vă uitați dacă vreți acolo. Dacă îți place să faci treaba asta, eu te pot, dacă te setezi, am să vorbesc cu Minja. Minja, da. Da, da. Așa. Da, nu, am să-l rog să te ia un pic în seamă, să te pune și pe tine acolo, știi unde-i vezi, unde-i... A intrat live ăla, a intrat live celălalt. Uh-huh. Da, dacă e așa, trebuie să-mi fac OBS-ul, să-mi fac ca lume tot. Că eu acum, Olivia, sunt cu părea de la GeForce, panorama aia. Da, și eu tot cu aia înregistrez. Da, aia sunt, că e cel mai ușor de folosit. Da, dar dacă e așa... OBS-ul, dacă opresc OBS-ul, deci îmi pornește OBS-ul și dacă îi dau stop recording, îmi scrie acolo stopping recording, dar de fapt nu mi se oprește înregistrarea, el tot rulează. Nu știu, n-am folosit OBS-ul până acum deloc. L-am instalat, dar nu folosesc. Da, așa. E pe clips pe YouTube da, acolo. Da, ajută fraierul, că el nu mă știu după ce ne pe 7 când a zis. Păi da, nu știa cine e. Omucit-o, da. Da, zic. O să-ți bine ține până prin... A tăcut din gura, gata. Era săracul. Mamă, săracul, bă, mi-e mil... Ce-mi trag mai milă de el, că e ultimul... Dă-l bă-n pula mea că ăsta e obișnuit bă să-și ia cecauri la câte, câți oameni mi-au dat ce i-a dat Nicu chiar în vreo 3 într-o săptămână, cred că. Dar el a fost pus pe el, bă! Da, mă, tot cățuiește balastiere, omul de-asta era în stand singur, el vrea să se urce pe un deal cu geul, să stea cu sniperul, să pândească un garaj, să scuți tu balastiera și el după aia vine cu geul după tine. Ca să înțelegeți. El plecase de la mină, de acolo, la mână. De la sindicatul la mine și n-am făcut nimic acolo. Și l-am prins. Și-a făcut acel timp și l-am prins. Când l-am auzit după glasul omul, că te-ai gura ta. Ce-am făcut șeful? Ce-am făcut șefule? Uite ce-ai făcut. Vă dau bani câți bani vreți voi. Și-au zis? Da. Câți bani vreați, mă dea? Nu știu, cred că ne dădeam mulți de bun. Trebuia să-i ceri acest fotibular. Acest fotibular e cu pișarul cecaul lui. Ei, dădeați voi drumul și-l luam eu. Noi luam banii, tu ce cau, și aia era. Da. Ba. Mamă, ce bine îmi pare. Mamă. Dar ați văzut că la primul drăzi să zică din bani. Da, o miliard dacă îmi dădea mie, eu nu lăsa să pleci de acolo în viață. Na. Mai ales că am văzut CNF-ul nou, nu. A văzut? Păi l-a văzut că a dat cu lui, a văzut treaba asta. A dat, a văzut. Mi-a zis să-i zic ce de pe 1-3, el să se duce, să se ducă, să-l caută pe 1-3 acum, dacă au un microfon la el, nu? Da, i-am luat tot, i-am luat GPS, i-am luat butonul de panică. Cuță, telefon. A fost mișto din partea lui cațelor roleplay-ul. Da. Că n-a dat BK-uri, că nu ne-a futut, dar...
A dat în mașină. A dat. Mașină până e la motorul gen. Da, până la motorul. Da, da, și apoi când i-am luat, nu mai vine nimeni. Tot zis, schimbați locația, schimbați locația. Da. Am schimbat-o, dă pe ăla de lângă Târf, am dus la 183 acolo. 381. Am fost pe Sandy, apoi ne-am dus pe autostradă, apoi am mers pe Târf, de pe Târf pe casă. Și aia a fost. Foarte bine. Să mai vină poliția după noi. Că îi luăm și pe aia. N-am văzut, e Eddie. Ah, Eddie. Stai că nu știi. Eddie, tot cu Geo ăsta era și Palermo, că l-a băiețat. Da, bă. Erau pregătit ăla, că a venit din nou, ce trec. Că un ceca. Ei, da. M-am învățat să ar buletele așa, cu unul pe zi. Acum mă simt bine. Ce-o zis, am făcut figuri? Nu, dar nici nu cooperat, nu prea simțea durerea, îi băteau ăștia cu Ispania. N-am făcut tiche să întrebe dacă ceca e ceca sau? Nu, bă, eu n-am știut gen, băieții n-am știut gen pe cine au luat, mi-a dat mie pe crescuță că l-au luat pe Palermo și am trimis Hitmanii, am zis că chemați Hitmanii să-l identificăm. Și l-au identificat Hitmanii. Gen, a fost făcut totul roleplay, n-a fost nimic fail. Da, da, da. Așa că nu poate să spună nimic nimeni. Eu când am ajuns acolo, i-a zis, ea vorbește așa, și a zis, da, nu mă recunoaște el că nu? A, nu mai ții minte, de vamos, de aia, când i-a zis CNP-ul m-a recunoscut, adică gen, nu poate să zică că n-a știut pe cine am omorât, știi? Că a zis, da, nu mai am ce să dau la dus. E pe suport. Da? Palermo. Problema lui. Auzi, Steven? Da, o fi pe suport. Și-a luat Amir Leader Orn. De ce? Că bagă oamenii în facție fără grade pe Discord. Cine și-a luat? Cine și-a luat? Amir. Amir? Tu, mai e la unul din doi, sau? Se șterge. Nu, mi l-a șters atunci, mi l-a dat ampulea mie. Da. I-a zis cu aia, nu-i greșeală de lider, ai înțeles? Era greșeală de lider dacă aveam 5 oameni cu mine și le ziceam intrați. Aia era greșeală de lider. Atât timp cât eu le-a zis la toți oamenii mei, nu. M-a dus dragă și ăsta la păcănele și am câștigat 100 de milioane. Că mor tu! Da. Și dragul și-o pierdut, că de obicei 100, e ăla care-i chemă pierdut și ăla care-i chemă și la niște. Și-am 2 milioane toți banii futu-vă în gură. Și-am 2 milioane toți banii. Ia să văd alea că ce... Edi? Dar ce cu cine-i Palermo pe suport? Nu zic că-i cu Savarii de Savarii. Singur, stai să mă Eu m-am făcut pe gura. Băi, mâncava și am făcut șap... M-am dat eu de la volan și s-a urcat kamikazen și i-a pus centura lui ăla și ăsta nu i-a dat și l-am dat jos. N-am știut! Am uitat să eu mai dau și l-am dat jos ăsta. Păi, atâta căcaturi de astea, dar nu i-a rulează ce caut. Te-am înles sus! Mă fac ăla gamb, îl dau drept. Hai mă, 10 de gam. Am făcut și 200. Ce dracu. Uite. A, ei! Ia uite-l, doamne. Ce-i ăsta? Baga bus plus power game. Da, nu mă, ia bagă! Asta a fost urmă! Ia, uite-te la mine, drag! Ia uite-l mă mâncă, băi și... Ia oprește-le! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Hai, toată lumea pe caiul la farmat. Hai, bă, te-i mânge aici. Hai, acum, Caras! Care ați fugit, aveți FV-uri, 2 din 3, toată lumea înapoi, ar Caras! Cum îmi bag pentru caiul? Ăla a dat disconnect, ăla a dat disconnect! Cine a dat disconnect? Uite acolo! Acum intră înapoi kamikaze, a zis, băi, Ștefan. Ok, da. Da, și-a dat restart la joc. De ce ieși mă de pe joc, mă?
Ne-ai stricat toată bucuria. Da, zic că intri înapoi, zic. Mă auzi, Ștefan? Hai de pula mea. Uite, mai aude, Ștefan. S-ar putea să dea FV-uri. Vezi că aia care pleca de FV-uri cu aia. 2 din 3. Păi. Azi că cine a plecat de FV-uri. Mergem pe care la farmă. Ai venit perfect, să mor. Ven, ven, am treabă și ce mă ce facem. Zici, bă, exact, să nu mergem, eu cu ei de mergem la ursăreală, adevărat. Da, eu am și farmat cu aia, eu am farmat în și două. Și eu, te-am ajutat, am auzit o fi tăia. Ștefane! Să vii să-ți dau alea două esențe de trahoc. Ce pula mea? Ce tichet, mă? Ce la tichet? Ce meta, în primul rând? Da. O să ai jail, băi, skinny. Ce la jail, frate? O să ai jail pentru Power Gaming. Băi, de cum a făcut Claudiu Cai în exemplu ăla? O să ai jail pentru Power Gaming. O să ai reclamații, frate. Okay. O să ai reclamație 1.8.5.1. Două snipere fără geantă. Două snipere fără geantă. Ok, o să ai reclamație, frate. Dar ce căutau două snipere la tine fără geantă, bro? Aaaa, zice aveai două snipere fără geantă. Bă, ai handicap-ul? Ok. Ai handicap. Salut. Salut, frate. Cu atât încât tot cătușele. Da, poți să pleci. Bine, salut, frate. Așa, vino și ne zic că ați cu minți. Tot, frate, mă auzi? Da. Acești băieți nu stau cu minți. Ok, o să aibă jail. Așa. Dar cum ai aruncat bani cu pistolul în mână? Mamă, cu aici. Stai că a venit cineva. Ce faci, Angel? Fă-mi-te-o la tichet. Tu faceți bani la tichet pe aici. Da, Angel. Transmiterea informațiilor IC în OC în OC. Tot știu. Și eu, nimic. Ce înseamnă Power Gaming-ul? Habar. Atunci... Că ce e aici? Bravo. Aolo, ce e aici? Ce înseamnă... Puteri supranaturale? A, nu, bă, înseamnă că stai cu ce puteri supranaturale? Bă, ai meta cu a... Bă, dar dai cu o să faci bău hackering, că costă, mă. Tu ieși înapoi. Deci ieși, să nu te mai văd. Hai, ieși. Hai, fugi! Deci să-mi disconnect. Pe ceea ce a scris Ștefan pe bro. Ce? E frate. Mamă, frate. Plug. Kamikazen? Doamne, skinny. Kamikazen, dă-și mi-a cau. Kamikazen. Ce, mă? Ia joacă. Nu mai da. Că te vede Ștefan. Unde-i dispărul Ștefan? Unde-i dispărul Ștefan? Hec! De ce i-am respawn? Cred că ți-a făcut ticket. Bar n-avem. A plecat cu Asgard-ul, băieți, te fac vomit că are Asgard, are Bengal plus-ul, numele la Asgard, parola, îmi place să joc cu Asgard. Intră pe suport că i-au făcut ăsta tichet. Cine a făcut cu ei? Cine a făcut cu ei tichet? Mie. Palerm a făcut tichet. Mort tu, soci? Așa sunt domnișii, zic că acum. Sunt aici pe ăsta, că și am participat la... Edi, trage-ne și pe noi. Trage-ne și pe noi, Edi, că și noi am fost. Că și noi am fost acolo. Salut, salut băieții, ce faceți? Vă pup, vă pup. Forța Cripsu, adevărat să știe. Asta reflexe cu Metal și Interpol. Cu aia, eu intrai și vorbi acum. Am auzit cu Forța Cripsu, joați băieții mei. Bă, eu am accesul să intru pe camerele de ăsta, pe, gen, dacă dai teste pe Interpol sau pe...
Cred că am făcut ăsta ceva cu aia. Cine mă? Te strigă Ștefan. Te strigă Ștefan. Ce ai făcut? Pe mine? Da. Da? M-a strigat? Ce-am făcut cu aia? Că nu știu ce-am făcut. Și să te tragă pe suport sau... Păi sunt, în așteptare. Yeah. Aștept să mă tragă. Cred că iei bani permanent. 3 zile, nu știu. Pentru ce? Nu știu. Da, ba, da, dai riba, tu te vino mai în goce. Ce-a făcut mă, păi, dacă băncam iar? Nici eu nu știu, mă, crede-mă. A făcut ceva, păi, cu aia, da. Păi, cu aia, când ați făcut rol cu Palermo, ați făcut ceva pe el. Posibil. Poți doar un mini PG atât. Da. Asta moriți voi cu aia. Cu aia, am stat numai în mașină tot timpul, nici măcar n-am coborât din mașină, ești de bun. Eu o să știu în pula mea. Că ăla are centură și... Ba, am scris putu că e în gură. Dar nu m-am uitat. Ai oricum să la mașina mea să dau automat cu centură. Exact. Da. Edi, trage-ne mă și pe noi. Azi că nu poate, azi că nu poate. Că nu, azi că Alin crește să nu tragă. Să nu tragă. Ce da, baram, stai, era fugi de aici că îmi place. Oh, oh, oh. El e soghi. Hai, Frank. Dai, Frank. E nebun șoghi ăsta. Mă, dar ce dracu a făcut ăștia? Da. Poliția, vine poliția, bă, unde-ți-vă? Bă, doare la pula. Pula mea, de câte ori să vă mai explic. Vă iau mamele în pula acum. Pleacă VV-ul, dă-vă în pula mea. Ce VV să dai, bă, tu? Bagă, bă, pistolul ăla în buzunar. Nu că nu știu că l-am scos. Te iau acum. Bă, draganul ăsta acum, la tine. Dacă dai infinitipan și te bag la gambe.
Fut pe măta de Crăciun. Găsești? Îți dau 10 milioane. Thank you.